Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Telejurnal. La Craiova a început Festivalul Internațional Shakespeare, una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate marelui dramaturg. Cum a fost prima seară de festival? Vă spunem în Telejurnal după titlurile ediției. A fost aglomerație mare astăzi la Bursa Generală a Locurilor de Muncă după 2 ani de pandemie, perioada în care nu s-a mai organizat. Câte locuri au pus la dispoziție angajatorii, aflați în Telejurnal. Colegiul Național Carol I din Craiova se află în sărbătoare. Astăzi se împlinesc 196 de ani de la înființarea acestei unități școlare de prestigiu. Sensibili, talentați și dornici să exploreze o lume creativă unde își pot lăsa imaginația să zboare. Vorbim despre cursanții Școlii Populare de Arte și Meserii Corneti din Craiova. A fost aglomerație mare astăzi la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. După 2 ani de pandemie, perioadă în care evenimentul nu s-a mai organizat, iar mulți au rămas fără loc de muncă, oamenii au dat năvală să-și găsească o slujbă. Numai la Craiova, peste 800 de oameni au venit să caute de lucru. Din cele 1070 de locuri vacante puse la dispoziție de cei 45 de angajatori, doar 10 persoane s-au angajat. Doamna Lavinia are 47 de ani și este șomeră de câteva luni. A venit la Bursa Generală a Locurilor de Muncă să găsească o slujbă, însă fără prea mari șanse. Ca și profesie, sunt contabil, economist, dar asta e. De cât timp sunteți în șomaj? De 2 luni aproape. Aici n-am găsit nimic care să se potrivească calificării mele. Mulți dintre cei care au venit să caute un loc de muncă sunt șomeri și au încercat să găsească o slujbă în domeniul în care au mai lucrat. Majoritatea spun că și vârsta este un impediment. O să mai caut. O să mai caut. Considerați că și vârsta este un impediment? Aș vrea să zic că nu, dar se pare că da. Deocamdată am aplicat, dar să vedem dacă mă cheamă, dar v-am mai spus. La aproape 60 de ani, nu cred eu că am prioritate în fața tinerilor. 45 de angajatori au fost prezenți la Bursa Locurilor de Muncă organizată la Craiova. Avem câteva joburi disponibile în domeniul hotelier, pe partea de bucătar, ospătar. Pe lângă asta oferim și avem câteva posturi de agent de curățenie. Cei interesați ne pot găsi la centru militar, unde vom sta de vorbă cu fiecare potențial candidat și vom putea verifica criteriile generale și specifice de recrutare în funcție de opțiunea fiecăruia. Au participat toți șomerii indemnizați și neindemnizați, persoane luate în evidență sau persoane în căutarea unui loc de muncă. Din partea angajatorilor am avut 44 de angajatori și au oferit peste 1000 de locuri de muncă. Sute de șomeri au venit la Bursa Generală a Locurilor de Muncă și în Vâlcea. Cei mai mulți s-au înghesuit doar pentru a viza carnetul de șomaj. Deocamdată nu mă interesează, vă dați seama. Păi și la bursă de ce ați venit? Poftim? La bursă de ce ați venit? Păi dacă cine a chemat? Pentru viză. Pentru viză, da. N-ați găsit nimic în ofertă? Nu, nu-mi place. Cât timp vă căutați loc de muncă, ne puteți spune? E puțin timp. Am probleme de sănătate și nu pot să ce ofere ei. Doamne, o ștampilă vreți să vei aici. Pentru viză? Da. Nu pentru loc de muncă? Nu, nu. Pentru o ștampilă, pentru șomaj. Bursa s-a organizat și în Olt, la Slatina și Caracal. Au participat aproape 60 de firme care au oferit peste 800 de locuri de muncă. Peste 1000 de persoane au venit să caute un loc de muncă. Pentru ce ați optat? Pentru stivuitor. Cum vi se pare? Da. Ușor. Respond. Aveți experiență în acest domeniu? Învățăm. Am înscris la un curs de frizerie că îmi place și acum aștept să vedem. Facem și cursul. Cursuri avem destule, da. În Olt, 316 persoane au fost selectate în vederea probei practice sau susținerii interviului.
Sute de foști angajați ai Regiei Autonome pentru Activități Nucleare nu pot beneficia de drepturile legale la pensie din cauza unei hârtii. Recalcularea pensiilor sau a vechimii în muncă este condiționată de eliberarea unei adeverințe ce cade în sarcina reprezentanților unei firme private care a preluat arhiva fostei regii de stat. Numai că, deși au făcut numeroase solicitări, oamenii s-au lovit până acum de tot felul de tergiversări. Mai mult, sunt voci care spun că pentru o simplă adeverință s-a cerut o sumă nejustificat de mare de bani. De la casa de pensii, exemplarul care scrie negru pe alb ce trebuie să facă, în schimb nu, domnule. La un moment dat îmi spune, domnule, știți, avem documentele, dar nu avem șef să semneze. Bă, frate, șeful vostru are servicii sau nu are servicii? Legea 74/2022 dă dreptul salariaților să beneficieze de un spor de vechime, deoarece au lucrat în condiții grele de muncă. Printre cei defavorizați îl găsim și pe acest domn căruia noua lege i-ar fi oferit posibilitatea unui stagiu suplimentar de cotizare și pensionarea mai rapidă, la limită de vârstă. Numai că nu poate beneficia de ea din cauza adeverinței pe care angajații societății care a preluat arhiva fostei RAN refuză să o elibereze. Aș vrea să beneficiez de această adeverință care va transforma grupa a doua de muncă care a muncit 22 de ani în grupa a întâia de muncă. E normal că m-ar avantaja datorită faptului că e o diferență foarte mare de la grupa a doua la grupa a întâi și cu siguranță va crește consistent pensia. Sunt și foști angajați ai termocentralei Halânga care au ieșit deja la pensie și care ar putea beneficia de o pensie recalculată și mai mare, dar nu pot intra în drepturi fără această adeverință. Oamenii cred că este vorba de o birocrație inutilă, pentru că oricum vechimea lor este stipulată pe cartea de muncă sau pe noile contracte de muncă. Cei care am ieșit la pensie, mi s-a luat în considerare grupa a doua de muncă, care este trecută în cartea de muncă, în proporție de la fiecare cum are, 70, 80 sau 100%, cum este cazul meu. Pentru ce mai îmi cere această adeverință când eu am ieșit la pensie cu o deducere de 7 ani? Am decizia acasă. Eu aș putea să ies și eu la pensie, dar mă împiedică și pe mine birocrația. Am trimis la Cluj toate actele conform cererilor, ceea ce trebuia să trimitem. Am primit tot, vechime, grupa a doua, exact cât îmi trebuie, m-am conformat. Acum, după noua lege, văd că întâmpinăm greutăți. Am primit confirmare de la Cluj, însă nu primesc ei de la Ministerul Muncii acele date ca să poată să dea drumul la acele adeverințe care ne sunt necesare. Cine s-a spus că nu ne poate elibera adeverință pe legea 74, deoarece nu au primit nicio notificare de la Ministerul Muncii. Peste 1500 de angajați care au lucrat la termocentrala Halânga pot beneficia de prevederile acestei legi. Deocamdată doar 300 au solicitat aceste adeverințe, a căror eliberare este deocamdată refuzată. Din informațiile pe care le am de la un coleg de la Oradea, el a primit o adeverință din care a plătit 820 de lei. Ori mi se pare enorm de mult să dai 820 de lei să primești o adeverință cu grupele de muncă. De altfel, nu este singura nemulțumire a acestor oameni care au lucrat ani mulți în condiții dificile în domeniul producerii de energie electrică. Există articolul 56.2 din legea 263 care spune clar cei care au lucrat și au contribuit 25 de ani într-o termocentrală să poată să iese cu 13 ani mai repede la pensie. Am încercat să-i contactăm telefonic pe reprezentanții societății private cu sediul în Cluj, care dețin acum arhivele fostei Regii Autonome pentru Activități Nucleare, pentru a spune punctul de vedere, dar nu au răspuns la telefon. Zi festivă pentru Colegiul Național Carol I, care a marcat împlinirea a 196 de ani de la înființare. Colegiul este una dintre unitățile de învățământ de prestigiu din România. Liceul a luat ființă în anul 1826, când doi foști elevi ai lui Gheorghe Lazăr și Ion Heliade Rădulescu au pus bazele Școlii Naționale Medii, a doua școală medie din Principate. Această școală a primit numele Carol I în anul 1885 prin înalt decret regal. Elevii Colegiului Național Carol I sunt implicați în multe proiecte și vorbesc cu emoție de anii de liceu. Am avut inițiativa de a face prima conferință de tip MUN în Craiova și în zona aceasta a Olteniei. Conferințele de tip MUN, model United Nations mai exact, sunt conferințe realizate la nivel global și ne-am gândit că și elevii din Craiova și Dolj mai ales merită să ia parte într-un cadru atât de festiv la ceva care îi va ajuta pe viitor. Aici suntem un colegiu primitor, suntem prieteni toți,
și este o atmosferă superbă. La Carol eu am întâlnit oamenii care acum sunt o parte inseparabilă din viața mea și nu pot să-i mulțumesc suficient liceului pentru acela, pentru oportunitatea de a învăța alături de ei, de a trăi alături de ei, de a-mi petrece cei mai frumoși ani din viață, cum se numesc, alături de aceste persoane minunate. Elevi, profesori, inspectori școlari, dar și reprezentanții ai administrației locale au participat astăzi în sala mare a Filarmonicii Oltenia la festivitatea aniversară a Colegiului Național Carol I, care a împlinit 196 de ani de la înființare. Elevii noștri sunt cei care reprezintă orașul Craiova, județul, țara, în confruntări internaționale. Este pentru noi o zi a bucuriei. Este o zi festivă. Colegiul Național Carol I împlinește astăzi 196 de ani de la înființare. Este o zi în care sărbătorim istoria, educația, performanța și în care, iată, cu toții, părinți, elevi, profesori, autorități locale, reprezentanții ai Universității din Craiova și mari personalități ale societății civile, suntem împreună și celebrăm acest eveniment. Colegiul a fost sărbătorit printr-o serie de momente artistice pregătite de elevi. Liceului, simbol al succesului, a fost predată de absolvenți viitorilor elevi de clasa a 12-a. De-a lungul timpului, rezultatele deosebite ale elevilor au consacrat Colegiul Național Carol I la nivel internațional. Sensibili, talentați și mai ales dornici să exploreze o lume creativă unde își pot lăsa imaginația să zboare. Vorbim despre cursanții Școlii Populare de Arte și Meserii Corneti din Craiova, prima instituție de învățământ muzical craioveană inaugurată în toamna anului 1911 prin punerea în valoare a generoasei donații făcute de familia Elefterie Crăciun Corneti și Elena Corneti. Instituția, cu o tradiție de 111 ani, are în prezent elevi din tot județul care beneficiază de o gamă diverse de servicii culturale de educație în domeniul artistic. Cursuri de pian, vioară, chitară, canto muzică populară, canto muzică ușoară, balet, pictură, teatru și actorie. Prima oprire am făcut-o la ora de balet, unde micile talente în devenire dansau cu grație. Julia, una dintre micile balerine, dansează de la vârsta de 5 ani, iar baletul este pasiunea ei. Baletul fiindcă este pasiunea mea. De la 5 ani dansez. Cum ai descoperit tu că îți place? Nu știu, am încercat, adică am avut eu un talent de-al meu și m-am dus când eram mică la dans și am văzut că mi-a plăcut și am continuat să dansez. Profesorii care asigură pregătirea educațională a cursanților au îndelungată experiență în domeniul artistic și multe premii obținute de-a lungul carierei. Se simt mândri că le insuflă copiilor dragostea pentru frumos. Îi sprijinim, noi ca profesori, dar și părinții și pe mai departe trebuie să-i susținem. Este foarte important. Mișcarea, în primul rând. În alte săli, elevii sunt la ora de canto popular. Cosmina are 13 ani și face canto popular pentru că a crescut cu drag de tradiții românești. Cântam cu mama, mama cânta cu mine și era așa o atmosferă și îmi plăcea foarte mult. Și am venit aici la Corneti ca să îmi dezvolt abilitățile muzicale. Mm-hmm. Da, de la 6 ani cânt
și îmi face mare plăcere. Profesorii spun că este important să promoveze folclorul și să dea mai departe ceea ce ei au învățat la rândul lor. Sunt receptivi, în primul rând le place muzica populară, vor să învețe și asta mă motivează și pe mine să îi atrag mai mult și mai mult și să descoperim tainele cântecului popular. Aici la Școala Populară de Artă, la clasa de canto popular, este un întreg proces de învățare și de educare a muzicii populare vocale. Școala Cornetti modelează talente și oferă un cadru propice de afirmare și educație artistică a cursanților, fie că sunt copii, tineri sau adulți. Vreau să studiez arhitectură în continuare și mi se pare practic. Cât de mult te ajută cursurile? Foarte mult. Ce înveți? Cum să fac desen tehnic și să-mi descopăr latura artistică. Foarte multă muncă este. Și pe lângă muncă trebuie perseverență, trebuie încredere, exact cum am spus. Și evident trebuie să fie un profesor care să le dea aceste aspecte și aceste stări sufletești, care sunt esențiale pentru un artist. Elevii dumneavoastră cum sunt? Foarte buni. Sunt mândru că majoritatea, de-a lungul anilor, că sunt de foarte mulți ani aici profesor, am intrat la facultăți în țară și străinătate și pentru mine este o onoare. Instituția de cultură, prin profesorii ei, descoperă talente în formare, le promovează și le oferă o rampă de lansare. Elevii care pășesc, unii vin din curiozitate, alții din pasiune, iar alții pentru că vor mai departe să facă din artă o adevărată meserie. A început Festivalul Internațional Shakespeare, una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate marelui dramaturg. Ediția de anul acesta va găzdui spectacole impresionante ce vor combina elemente de teatru clasic cu elemente de artă stradală susținute de trupe de teatru din întreaga lume ce au participat la cele mai importante festivaluri mondiale. Evenimentul a debutat seara trecută cu remarcabilul spectacol regizat de canadianul Robert Lepage. La inaugurarea celei de-a 13-a ediții au fost prezenți ministrul Culturii Lucian Romașcanu, primarul Craiovei Ilie Olguța Vasilescu, președintele Consiliului Județean Dolj Cosmin Vasile și organizatorii spectacolului. Festivalul Shakespeare aduce la Craiova nume importante din lumea internațională a teatrului. Toate spectacolele se adresează atât celor mai fini cunoscători ai teatrului internațional, cât și publicului larg. Sunt foarte bucuros că voi, în afară de faptul că vin la această deschidere, voi avea șansa să văd și o piesă extrem de interesantă, 8-7, al lui Robert Lepage, care înnobilează și prin prezența lui acest festival. Avem 2 ani în spate de pandemie, când manifestările de genul ăsta au fost în mare parte suspendate. Lumea are o foame fantastică de cultură. A 13-a ediție pe care o așteptam de acum 2 ani de zile, din păcate, din cauza pandemiei, nu am reușit să o organizăm, dar eu cred că merită așteptarea, pentru că, spre deosebire de alți ani, anul acesta vom avea foarte, foarte multe spectacole de stradă sau în spații unde publicul poate să fie mult mai aproape decât de actor, decât într-o sală de teatru. Toată lumea credea că această minune va dura numai câteva zile. Nu a fost așa, pentru că, uitați, ne aflăm la 28 de ani de la inaugurarea Festivalului Shakespeare și încă viețuim. Undeva peste 160 de evenimente vor bucura publicul festivalului nostru în peste 20 de spații. Aproape 700 de artiști din întreaga lume ne vor bucura. Avem și un spațiu neconvențional pe care lansăm în această ediție, Valletta Towers. După o ediție 2020 online, spectatorii se bucură să fie față în față cu actorii, fie pe scena naționalului, fie în alte spații outdoor. Mi se pare un eveniment extraordinar care a lipsit. Eu am venit de la București special pentru acest eveniment și aștept cu mare emoție să iau parte la reprezentație. S-a organizat după
trei ani acest festival minunat pe care l-așteptam cu toții după lunga pandemie. Este un scenariu pe care l-a făcut Robert Lepage, regizorul care este și actor în seara aceasta, împreună cu un grup de co-scenariști, dar este în principal povestea vieții lui, pe care o joacă cu foarte mult succes în Canada, unde a fondat un teatru în orașul natal Quebec, se cheamă Diamantul, Le Diamant. Și în seara aceasta avem o șansă enormă de a-l avea pe Robert Lepage, invitatul Festivalului Shakespeare din Craiova. Festivalul Internațional Shakespeare a debutat cu un sclipitor 3-in-1 Robert Lepage, care semnează scenariul, regia și interpretarea piesei 887. Pornind de la micile drame cotidiene ale familiei sale din Quebec, regizorul își poartă publicul prin istoria agitată a orașului, de la înființarea Frontului de Liberare a Quebecului din 1960 până în prezent. Cu o scenografie revoluționară, 887 a hipnotizat publicul, în sală aflându-se și excelența sa, ambasadoarea Canadei în România. La finalul piesei, regizorul lui Robert Lepage i s-a înmânat Premiul Internațional Shakespeare de către Institutul Cultural Român și Festivalul Internațional Shakespeare. Este o mare onoare pentru mine la această sărbătoare a teatrului pe care o reprezintă Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova să fiu chiar la deschidere și să am onoarea de a înmâna acest premiu oferit de Institutul Cultural Român. Vă mulțumim pentru asta, vă mulțumim pentru acest parteneriat pe care vrem să-l continuăm în anii care vor veni. Și vă doresc aceeași energie în continuare și inspirație. Thank you very much. I'm very honored, very moved by all this. Mulțumesc foarte mult, sunt onorat și emoționat să primesc acest titlu. Sunt onorat în special să mă aflu pe această scenă, în fața acestor oameni minunați. O plăcere uriașă să-mi pun în scenă piesa aici, în România. Mulțumesc încă o dată și sper să mă întorc aici, la Craiova, cu o piesă shakespeariană. Dramaturg, regizor de teatru și film, actor, Robert Lepage s-a născut în Canada în anul 1957. A primit de-a lungul timpului numeroase premii internaționale, fiind denumit geniul regiei contemporane de către criticul Peter Brook. Festivalul Internațional Shakespeare a debutat, după cum ați văzut, seara trecută la Craiova. Deschiderea oficială a avut loc la Teatrul Național Marin Sorescu, iar startul a fost dat de Ministrul Culturii. Despre importanța festivalului și alte proiecte ale Ministerului Culturii ne vorbește la interviul zilei Lucian Romașcanu. Participă la festival nume extrem de importante. Cât de greu este să fie aduși la noi în țară? Nu este ușor. Sigur, nu sunt un specialist, dar în două mandate al Ministerului Culturii și finanțând festivaluri de genul ăsta și vorbind cu organizatorii, îmi dau seama cât este de dificil, iar acest lucru devine ușor sau mai ușor de făcut pe măsură ce festivalul este ceea ce trebuie să fie. Oamenii mari pe care îi vom vedea aici și în alte festivaluri nu ar veni, indiferent pentru orice, cum să spun eu, beneficiu, dacă acele festivaluri sau acest festival nu ar fi la ținuta și la nivelul artistic pe care ei îl pot accepta. Mai ce spunea și dumneavoastră că Ministerul Culturii a contribuit foarte mult pentru desfășurarea acestui festival. Fără sprijinul dumneavoastră nu ar fi putut să... Asta ne este menirea. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova este o instituție a Ministerului Culturii. E firesc să îi sprijinim în tot ceea ce fac. Ne bucurăm că în acest an avem un buget mai mare ca niciodată, mai mare cu vreo 45% față de anul trecut. Sigur, în acești bani intră și schema de ajutor a celor afectați de pandemie, intră și Timișoara Capitală Culturală, dar avem și bani pentru tipul acesta de proiecte care au avut nevoie și nu prea au fost, cum să spun eu, ajutate în anii imediat trecuți. Aveți și un mesaj pentru craioveni cu ocazia acestui festival să profite, să se bucure de toate spectacolele? Să-i felicit, pentru că dacă ei nu ar fi participat cu inima alături de acest festival încă de la început, el probabil că n-ar fi existat. Și să-i felicit că au un asemenea festival, să-i încurajez să vină și astăzi și până pe 29 la cât de multe spectacole vor putea.
domeniul culturii este extrem de important. Ce alte proiecte mai aveți dumneavoastră în plan? Avem nenumărate proiecte, finanțăm sute de proiecte. Pentru mine, ca ministru, cel mai important proiect în acest an a fost să-mi obțin acest buget. Există foarte multe proiecte în zona legislativă care vor trebui duse până la capăt. Finanțarea proiectelor culturale este una dintre inițiativele legislative care intră, sper, săptămâna viitoare în ședința Guvernului. Avem capitala culturală, care este un exercițiu extrem de important pentru, care ne va dovedi, și eu cred că ne va dovedi că suntem în stare să organizăm asemenea tipuri de evenimente majore care sunt naționale, nu sunt numai ale Timișoarei sau ale locurilor pe care noi le sprijinim. Mai există alte festivaluri de teatru pe care de-abia aștept să le văd, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, am pomenit și Festivalul Național de Teatru de la București. Mai există foarte multe alte zone, mă bucur, de exemplu, și vreau să spun, este pentru prima oară când finanțăm anul ăsta festivalul Art Safari, este cel mai important festival de artă plastică, până acum nu s-a finanțat arta plastică în România. Sunt foarte bucuros că am reușit să refac echipa care va face la anul festivalul Enescu și anul ăsta se va ocupa de concursul internațional George Enescu. Sunt lucruri pe care le facem, le-am făcut, le vom face. Îmi place că am lângă mine o echipă dedicată și că putem să livrăm mediului cultural ceea ce așteaptă de la noi. Universitatea Craiova va juca în ultima etapă din play-off în această seară pe teren propriu cu Farul Constanța. Partida nu mai poate influența clasamentul final, iar oltenii vor termina sezonul pe locul 3. Ei vor da baraj pentru participarea în Conference League vinerea viitoare, tot pe teren propriu, potriva formației FC Botoșani. Cel mai negru scenariu pentru acest final de sezon pentru Universitatea s-a adeverit. Gruparea din Bănie a ratat și titlul de campioană și Cupa României. Sezonul a terminat pe locul 3, poziție care îi duce pe Olteni la un meci de baraj contra formației FC Botoșani, miza fiind participarea în cupele europene. Conștient că nu mai poate rata și acest obiectiv, pentru a-și păstra postul de antrenor, Reghe va amenaja mai mulți jucători în partida cu Farul, una lipsită de miză. Cei de la Farul cu siguranță vor veni să joace pentru că au un interes în a câștiga locul 4. Deci va fi un meci deschis, un meci frumos, unde noi vom alcătui o echipă competitivă și sper eu o echipă care să poată câștiga toate cele 3 puncte. Sunt câțiva jucători cu probleme mici, avem și câțiva jucători care au acuzat după meciul de la CFR anumite accidentări. Cred eu că ne descurcăm. Cred că o să fie un meci destul de frumos, având în vedere că Farul practică un fotbal ofensiv și noi la fel, va fi un meci plăcut publicului. Meciul dintre Universitatea și Farul se va disputa în această seară de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco. Fix peste o săptămână, de la aceeași oră și pe aceeași arenă, alb-albaștrii vor juca barajul cu FC Botoșani. Mâine vremea se menține călduroasă, cu maxime de peste 30 de grade Celsius. Detalii la rubrica Meteo. În Oltenia, astăzi, vremea a fost frumoasă. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 24 de grade la Polovrad și 29 de grade la Calafat. La noapte, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 11 grade. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil cu norori temporar mai accentuate și pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade. Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns la final. Dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746 145 204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Vă dorim o seară frumoasă alături de programele noastre. La revedere!